Pe bucățile ieftine de gresie sunt lipite fotografiile cu masa tăcerii, coloana infinitului și poarta sărutului. O și plătim de bună, 29 de lei, bucata de gresie. Deși dumneavoastră tot gresie ziceți. Păi nu asta e. Nu e gresie. Ortografic sunt, bineînțeles, greșeli. Un N care nu este dublat, un B care este A, aici, deci e mult mai deschis. Spuneți-ne la fiecare denumire unde este greșeala. Deci, la tablă de Iusilan se scrie cu N, nu cu an, iar la colon se scrie cu N dublu, deci cu o consoană geminată, nu cu una simplă. Deși credem că acest aspect nu poate influența o traducere corectă, eu cred că da, pentru că spune mai multe despre noi, despre acea conjectură care nu este tot una cu conjunctura. Deci ne imaginăm că suntem altfel decât suntem, un soi de bovarism și ar trebui elucidată. Centrul Brâncuș din subordinea primăriei Târgu Jiu admite că suvenirurile conțin greșeli. Referitor la vederile care fac obiectul acestei discuții, ele sunt de foarte puțin timp comercializate. Este foarte adevărat, ele conțin unele greșeli privind denumirea în engleză și franceză a operelor. Soluția pe care noi am aplicat-o deja, am cerut producătorilor să retragă acestea. Le-am retras în primul rând din magazin și le-am cerut celor care produc să refacă întregul conținut al vederilor și să le putem comercializa cu titulatura corectă. Turiștii sunt revoltați de aceste greșeli și spun că doar în România se putea întâmpla așa ceva. Au greșit traducerea pe... Vinovați sunt cei care au tradus. Eu ca român, da, citesc în românește și hai să zic că înțeleg. Dar cel străin nu e în ordine, pentru că sunt lucruri frumoase, sunt opere realizate de oameni care ne-au făcut un renume frumos în lume. Atunci și traducerea ar trebui să fie corectă. Să fie mai atenți, adică este un monument național, dar trebuia să aibă măcar puțin respect, să verifice de 50 ori înainte să pună, în facă magneții, da. L-au tradus cu Google Translate, nu? Probabil a fost mai ușor. Cu traduceri greșite. Nu? Îi mai atragem pe turiștii străini, așa? Nu, nici într-un caz. Păi dacă spui la poarta sărutului, poarta, știu eu, iadului, de exemplu, așa, păi mai vin ei aici, nu mai vin. Da. Până în prezent, câteva sute de astfel de suveniruri greșite au ajuns la turiști. Respectiva firmă ne-a adus 370 de produse, din care s-au vândut 240. Mai mult, firma care a realizat aceste produse nu a fost aleasă prin licitație. Aceste produse se vând la punctul de informare turistică în regim de consignație, nu se organizează nicio licitație prin încredințare directă sau sub orice altă formă de licitație. Deci se vând în regim de consignație. Pe lângă această firmă din Târgu Jiu, mai sunt încă două firme din Târgu Jiu și una din București cu care colaborăm. Ele sunt vândute la punctul de informare turistică, după care noi le virăm banii în urma vânzărilor. Și panourile informative din parcurile în care se află operele lui Brâncuș sunt pline de greșeli. După ce presa a sesizat erorile, panourile au fost trimise la refăcut.